salutare și să crape măseaua în mine de nor să rămână ăștia fără litere să le mai pună între Godzilla și Kong. Nu-i mare șmecherie de poveste. Godzilla a rămas lângă noi și se odihnește pe unde apucă, fără să ne deranjeze prea mult, în timp ce Kong s-a dus în pământul de jos, unde pribegește, supărat că-i singur pe lume. Un inamic vechi vrea să iasă la suprafață și să facă prăpăd în lume, iar cei doi trebuie să facă echipă pentru a-l opri. Desigur, prin peisaj sunt și niște oameni, să nu avem doar urlete animalice. La nivel de scenariu cerebral, totul, dar absolut totul scârție, însă mă așteptam la așa ceva. Mai degrabă aș crede că Brad Pitt se poate îndrăgosti de o babă urâtă ca noaptea în ferentari și fără dinți în gură decât să pun botul la toate balivernele îndrugate de film. Eu voiam haos total, distrugeri monumentale și bătălii titanice și fix asta am primit. Filmul m-a bucurat atât de mult încât m-a redus la stadiul de țânc lihnit de foame, entuziasmat ca a prins și el un loc la țâța măsii când se pun pe tărăboi acești monștri uriași se lasă cu cataclisme devastatoare și cu scărmănări pe cinste. Durează o leacă până iese la iveal ăla rău, pe care inițial l-am considerat a fi un sfrijit somalez pus lângă Kong, dar a meritat așteptarea. Antagonistul nu-i deloc un coate goale, are niște trucuri perverse ascunse în mânecă și îi dă mari bătăi de cap lui Kong. Așa cum reiese din titlu, Godzilla și Kong o dau pe wrestling și o pun de un fel de leapșa monstruos. Sunt nevoiți să îngroape toate securile războiului pentru că au nevoie să intre într-o echipă pentru a pune cu botul pe labe amenințările distructive. Regia a reușit să capteze dinamismul cinetic și energia colosală emanate de aceste lupte, care se văd în toată splendoarea lor, fie că sunt duse în pământul de jos, în mijlocul unei vegetații luxuriante, fie în teritoriul nostru, printre zone istorice și aglomerări urbane. Mai enervat tonul lejer al filmului, parcă că este prea pus pe glume, prea pe caterincă, mai ales că există și un personaj care se tot mai muțărește pe acolo, și nu, nu este vorba despre Kong. Trecând peste asta, vizualul este completat de un sunet de excepție care, atunci când se pornește, face să pice păsările din zbor și să se desprindă pietrele bine fixate de rinichi, atât de tare și de impresionant bubuie boxele. Nu știu dacă un astfel de spectacol extravagant poate fi depășit pe viitor, deoarece din punct de vedere al bestilor gigantice este ireproșabil. Este un film intelectual? Hai da de că mă umflă și pe mine râsul la o asemenea întrebare stupidă. Răspunsul este evident că nu. Ce dracu, oameni raționali suntem. Nu ai cum să faci un asemenea film care să conțină și ceva substanță cerebrală care să dea de gândit creierului. Îl trimiți să se joace în groapa cu nisip și îl chem când are treabă atunci când va regiza Scorsese sau Nolan un film grav, solemn și deștept. Și ce dacă este un film eminamente pentru copii? Uneori este bună și o asemenea producție, deoarece nu trebuie să fim mereu încruntați și serioși. Într-adevăr, n-are logică, n-are poveste bună, dar mi-a oferit ceea ce doream de la el, adică multă acțiune tâmpă și pentru mine asta a fost mai mult decât suficient. După această reprezentație magnifică, nu îmi rămâne altceva de făcut decât să încerc să învăț și eu nouă expresii în limbajul semnelor, deoarece până și Kong știe mai multe decât mine. Acum să vină Godzilla Minus One să-mi ofere și o porție de ceva serios. Până data viitoare, aveți grijă pe unde adormiți, să aveți parte de Nipemi, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și papa.